Epoca contemporană a schimbat și a influențat inclusiv lumea poeziei și a literaturii. Online-ul ocupă tot mai mult spațiu în detrimentul bibliotecilor clasice, iar relația dintre scriitor și cititor a ajuns să fie menținută de o claviatură. Despre lucrurile care îi captivează pe cititori în lumea virtuală și de ce cartea tipărită va rămâne în timp la fel de actuală, am aflat într-o discuție cu scriitorul basarabean Dumitru Rău. Provocarea cea mai grea, hai să zicem, pentru cei care se promovează prin mediul online mai intens, cum sunt eu, este de a livra tot timpul content proaspăt, pentru că oamenii se plictisesc foarte repede, mediul online este unul mega dinamic, iar contentul pe care trebuie să-l publici este tot timpul diferit. Bine, trebuie să-ți păstrezi și un stil, dar tot timpul trebuie să fie diferit pentru a capta atenție. Iar când vorbim viceversa de cărțile tipărite, care în mare parte ele rămân la fel ani la rând, da? Nu poți publica o carte peste fiecare zi, da? Cumva, sau o dată în 3 zile, necesită timp. Deși cred eu că valoarea cărților cumva crește în timp, cu toate că mediul online crește și el, noțiunea de valoare se păstrează. Deci cumva momentul în care pui întrebarea cine va câștiga până la urmă, cred eu că totuși cărțile tipărite vor câștiga până la urmă, pentru că fie ne stocăm informațiile pe care le publicăm în online undeva și la un moment dat va trebui, vrem noi sau nu vrem, să le scoatem într-un format fizic, fie riscăm, nu știu, din cauza anumitor fenomene să le pierdem, pentru că e și asta un risc. E mediul virtual, deci cumva are riscurile sale. Un limbaj elevat nu mai surprinde, ci a devenit mai curând o normalitate. Indiferent de domeniul de activitate, suntem zilnic provocați să vorbim corect. Printre cele mai întâlnite greșeli de exprimare rămâne repetiția, iar în încercarea de a o omite, e necesar să învățăm zilnic cuvinte noi. În acest sens, putem utiliza antagonist cu sensul de a se afla în opoziție. Această primă contradicție între calitate și cantitate, socotită în mod eronat, ca având un caracter antagonist. Publicul pe online preferă cât mai succint, cât mai scurt, deja împachetat și deja pe jumătate înțeles. Adică cumva trebuie să răspunzi din start la niște întrebări, ceea ce oamenii în mediul online caută. Iar scrisul de poezie sau texte artistice în mediul online ar însemna să introduci cât mai puține cuvinte artistice, dar oamenii și publicul să nu le simte lipsa. Cumva aici e cel mai mare decalaj între artistism versus limbajul obișnuit prin care poți să prinzi.